Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minut episod din Cați în Glorie. Mamă, Doamne Sfinte, nu cred că am mai vorbit atât de rapid în viața mea și acum trebuie să o iau un pic mai încet. Ce-mi place la jocul ăsta foarte, foarte mult e că uneori setările se schimbă complet. Tocmai l-am pornit și era în cea mai mică rezoluție ever. Sonorul era pe mut și de asemenea graficile erau pe low. De fapt, erau undeva pe la medium, dar clar nu erau pe glorios, cum ar trebui să fie. De ce? Iisuse Hristoase, de jur, cred că tehnologia are cele mai enervante probleme pe care le-am văzut eu în viața mea. Chestiile se strică fără să le faci nimic, ok? E ca și cum ai avea o sticlă cu apă undeva pe masă și dintr-o dată explodează. Nici măcar nu glumesc, așa funcționează tehnologia. Bun. Hai să jucăm alte hărți minunate astăzi, o să apăsăm pe Play și apoi pe Community Tracks, după care, data trecută știți că am jucat acea hartă numită Don't Look Down și a fost o hartă teribilă, dar nu contează. Ideea e următoarea, acum o să le jucăm pe astelalte și o să începem cu The Strange World, ok? Și am jucat harta asta, pentru că am mai încercat o dată să filmez, dar apoi s-au întâmplat niște chestii și o să reluăm, ok? Voi nu trebuie să știți nimic ce s-a întâmplat. Ei, și mă bucur că de data asta nu s-a mai blocat la loading, da? S-a întâmplat ceva, it's fucked, ok? It's fucking fucked. Dar nu contează, acum am revenit și o să jucăm această minunată hartă, pe care ați văzut că eu am terminat-o în vreo 40 ceva de secunde. O să vă arăt, este foarte simplă, mergem pe Cilia, ok? Acilia sunt o grămadă de chestii care taie și sunt sigur că copilul n-avea nevoie de mâna aia. După aia e chestia asta, Cilia, care e... Băga-mi și ciorul, urăți jocul ăsta uneori. Care e foarte, foarte, foarte mititică și trebuie să fii foarte atent să nu te lovească bilele alea. După care ai ajuns acelea al checkpoint și după care îți regreți viața pentru că ai murit. Ce spuneam? După care ajungi aici și așa și faci aici niște schive, niște manevre evazive. Ia uite, toată lumea e fe... Ah! Ok, shit. Ce spuneam, da, niște eschive, niște manevre evazive, toată lumea e fericită pe... Jesus fucking Christ, e super greu! Ok, ce trebuie să faci aici? Trebuie să o iei super încet, ok? Pui frâne, o lași să meargă, iar pui frână, după care faci așa și ia, uite, checkpoint, ai ajuns aici, după care dai super viteză, după care... Ah! Și te izbide un zid cu foarte mulți țepi. Ei, am ajuns! În 33 de secunde la linia de finish, minunat. Bun, și cam ăsta a fost nivelul, vedeți că ăsta a fost de 10 catraliarde de ori mai... Oh, no. S-a întâmplat din nou. Oh, no, exact ca data trecută. După ce ești din harta asta, ți se blochează loading-ul. Nu mai face nimic. Fii atent, e blocat. Alo? Enter? XX742? Yes, a funcționat! XX742 a funcționat, bun. Hai să dăm back acum și să jucăm Death Mao. Ok, o să jucăm. S-a întâmplat din nou! Oh God, s-a întâmplat din nou, dude. Fii antenă. Volumul de la jocul ăsta e pe zero. S-a întâmplat... Oh my... S-a întâmplat din nou! De data asta, nu, știi ce? De data asta nici măcar nu o să mai dai, ok, ia să vedem unde sunt, uite, quality presets, e pe great în loc de glorious, uite așa, și rezoluția nu e aia care trebuie, uite, acum am pus rezoluția bună și graficele, știi ce? De data asta nu mai tai, nu, așa o să rămână, boss, harta aia are cancer și ați văzut ce se întâmplă când ieși de pe ea, bun, hai să jucăm Death Mao acum, bun, o să-l selectăm pe John și pe Jimmy. Iar harta asta e destul de interesantă pentru că sunt niște bile gigantice și roșii care au probabil râie, care... Ah, shit! Cred că am dat peste una din ele și am stricat-o, dar nu contează. Care să plimbă pe acolo și trebuie să le eviți, după care în partea asta sunt o grămadă de chestii de... Shit! De alea care taie lucruri... Ah, ok. Chestii de alea care taie lucruri și nu vrei să... Mamă, fii antenă cât de bun sunt la jocul ăsta. Nu mai contează. Nu vrei să-ți fie tăiată... Nu vrei să-ți fie tăiată mâna de către... Doamne Sfinte, unde... Ah! Ah, cred că m-am urcat un pic cam sus. Ah, nu contează atâta timp cât nu mor, știi? Hehehe. Nu vrei să-ți fie tăiată mâna de o prostie de-aia, augeți, era să cad în cap. De asemenea, e foarte periculos pentru că sunt și tunuri de-alea stupide care trag în tine cu niște bile umflate cu helium foarte, foarte dur și...
Ok, aia a sunat foarte rău. Cred că copilul are nevoie de ospitalizare la un... Frate, am lovit cu roata din față. De ce, Dumnezeule mare, am pierdut? Jur, jocul ăsta are hack-uri, ok? Jocul ăsta nu e corect, are foarte multe hack-uri și știam că o să se întâmple asta atâta timp cât nu mori, ok. Yes, yes, yes. Bun. Bun. Acum, acelea e foarte periculos și sunt sigur că mâna aia nu era necesară pentru chestii. Yay, checkpoint! Și uite, măi, un fel de ceva rege schelet aici. Oh, Jesus! Oh, fuck, ai văzut cum făcea podeau? Oh, fuck! Bun, asta a fost foarte complicat. Să-mi bape... Ah! What? Oh, am supraviețuit! Oh, yes, boss, cine este jucător foarte bun? De gață în glo... Ah! Shit. Mamă, damn, hărțile astea devin din ce... Ah! Nici măcar n-am observat ce e aia! Oh, Jesus. Hărțile astea de Guts and Glory devin din ce în ce mai bune și mai interesante, aș putea să adaug. Ce înseamnă Guts and Glory, v-ați putea întreba? Ei, e foarte, foarte simplu, înseamnă mații și glorie. Mații, ah, shit. Și chestii foarte periculoase acolo. Mații, nu-i așa? Nașpa. Merg cu 100 de mile pe oră, ceea ce înseamnă vreo 160 și ceva de kilometri pe oră. Cu o bicicletă? Da, domnule, așa ceva aparent este posibil și am câștigat! Bomb! Yes, dude, sunt bomba, de fapt, ok, ok, nu sunt nicio bombă, ok? Servicii secrete românești, era o glumă, ok? Nu mai veniți să-mi bateți în ușă cum ați mai făcut de 10 ori până acum pentru că ați crezut că fac trafic de droguri. Bun, uite că de data asta nu s-a întâmplat nimic, ai văzut, am intrat în meniu, boss, totul este foarte drăguț și frumos, mă rog. Bun, hai să apăsăm iar pe play și să mergem la Community Tracks, pentru că mai avem o hartă pe care am downloadat-o data trecută, numită Construction Site of Death, adică ce e site-ul de construcții, un fel de loc unde se construiesc chestii. Hai să jucăm cu Earl. Dar nu știu exact care e traducerea la site, e un fel de șantier bănuiesc, da? Șantier de construcție, da, perfect, bun. O să jucăm cu Earl pentru că n-am mai jucat de 10 miliarde de ani cu Earl și sunt sigur că familia lui e mândră de el, că are un ATV-ul de ăsta șmecher și își duce berea oriunde se duce. Bun. Jesus fucking Christ, ce-i cu... Mâna aia era complet inutilă, ok? Bun, acum vine partea grea, frate. Acum vine partea grea care se aseamănă cu GT... Ah, shit! Care se aseamănă cu GTA San Andreas, ok? Uite, partea asta e foarte grea și se aseamănă cu GTA San Andreas, cu Bar Stunt 3. Bun, urcăm Acilia, dă-i tare, bun, Acilia, cu frână, dă-i dreapta, perfect, boss. Știu, oameni buni, sunt un jucător extraordinar de mații și glorie. Oh, shit. Uite, așa, dăm, stai, chestia a funcționat. Eram cu două roți în afară și funcționa, deci măcar... Oh, nu! Te rog, întoarce-te! Oh, shit, am reușit! Bun! Și am murit! Frate, nu cred! Ok? Ok, aia n-a fost cool! Wait, stai, sunt în altă... What the fuck? A dăzut mingea aceea! Oh, Jesus! Oh, fuck! Sunt destul de sigur... Oh, fuck! Sunt destul de sigur că... Oh, fuck! Sunt destul de sigur că... Ok, cum Dumnezeule mare... Yes. Da, mă gândim, cum Dumnezeule mare fac să nu mai mor acolo? Pun frâne, asta e. Ce voiam să spun? Că sunt destul de sigur că... asta e periculos. Ok, acum. Fuck. Te rog să fi fost checkpoint acolo. N-a fost... Oh my god, dude. Deci eu îmi văd de treaba mea, da? Și dintr-o dată... Sunt chestii care explodează prin jurul meu și nu e De ce Dumnezeule mare a murit? Ok, asta n-a fost cinstit, ok? Fai de capul meu cum mi-a zburat capul acolo. Bun, cu grijă și încet. Perfect, uite așa se face. După care să dă viteză aici și dar cu grijă. De ce gâtul măchii mori? Ok, tu cazi foarte încet cu un HTV-ul, ok? Pe un lemn, cum du... Ai o bombă? Oh my... Trebuie să vină... Jesus, am murit din prima. Trebuie să vină, frate, o... Jesus. Trebuie să vină o chestie de-aia care îmi taie capul. Desigur că trebuie. Bun, fii antena acum, da? Yes, ok, asta a funcționat. Checkpoint! Checkpoint, boys! Și am murit. O săgeată prin inimă am primit. Bă, cel puțin ăsta a fost checkpoint. E bine că aici și sunt foarte multe checkpoint-uri și hai să dăm restart pentru că ne-a aruncat. Încetează! Așa.
Bun. Iar checkpoint. Și... Oh God. Te rog. Majestic, dude. Oh, fii antenă. Hai, lovește-mă, boss. Oh, yes. Mamă, ce bună e durerea. Săracul de mine. Hai să mergem înapoi în meniu. Bun. Bă, frate, eu nu înțeleg. Data trecută am jucat... acea hartă foarte complicată, dacă vă aduceți aminte. Și am stat 17 minute pe ea și n-am reușit să ajungem nicăieri. Acum le-am jucat pe alea 3 și toate au fost atât de mici și atât de simple, este incredibil. Și acum întrebarea mea e, oare cumva am maestria necesară să joc harta asta și să ajung foarte departe din prima, având în vedere că acum mi-am intrat în mână? Poate data trecută nu eram pregătit și spiritual. Marțipan și de asemenea dihori. Oh, shit. Dar acum cred că sunt, ok? Acum... Ură jocul ăsta atât de tare. What the fuck, dude? Ok. Bun, lasă că s-a întors și e bine. Bă, cumva poți să faci o chestie, știi, cu... Nu așa. Zic de W și de S. Poți cumva să îți îndrepti tricicleta asta stupidă, care de fapt e o bicicletă, cu roata din față în sus sau în jos. Știi? Și aia e bine. E bine pentru că s-ar putea să te ajute, numai că nu știu acum sigur cum să faci chestia aia ca să faci camera să te lase să vezi pe unde Dumnezeule mare mergi. Oh, am atins ăsta și deja a picat. Oh, God, există o mică problemă. Există o mică problemă, nu îmi place râia. Oh, my fucking God. Ok, lasă că... Uai, unde era? Oh, wait, ăsta e... Nu, asta e la început! Uite, de asta n-am ajuns foarte departe data trecută, ok? Pentru că se întâmplă niște drăcovenii foarte nasoale, care nu se întâmplă din vina mea. Și dintr-o dată trebuie să o iei de la capăt. Fii antenă. Oh, ok, foarte periculos acolo. Dar desigur că... Nu, stai, cum fac să sar? Mă întreb. Bun, hai să luăm ăsta, deși să fim serioși. Ăsta nici măcar nu e checkpoint. De ce vin să-l iau? Nu știu. Adică poate e checkpoint, dar nu e de la care îmi salvează progresul. Mamă, cum a zburat chestia aia. Bun. Și am ajuns aici, după care foarte, foarte simplu o să facem ceva de genul ăsta cu frână, totuși cu frână. Acum dăm viteză. Acum deja știm care sunt pericolele de pe această hartă, știi? Ok, pericolele sunt acelea. Pentru că podeaua asta pică jos dacă o atingi, uite așa. Da, mă rog, nu cred că a picat. Bun, acelea e primul nostru checkpoint. Te rog să nu mă lovești. Am zis te rog să nu vă lovești! Uite, vezi, de data asta ai putut să nu mă lovești, bolanci. Ok, am ajuns în partea asta, unde nu e foarte greu să eviți prostiile astea stupide, care sunt foarte enervante. Din spate o să vină niște drăcovenii de alea, dar nu o să fie problemă. Ia uite-le cum pică, tu mamii voastre. Bun, acelea o să dăm viteză așa și s-ar putea să mor aici, fără nicio... Oh, fără nicio problemă am trecut, boss. Uite ce spun, frate! Ok, eu merg exact cum ar trebui, toată lumea e fericită, numai că harta e făcut atât de prost încât... Încât practic eu merg bine și jocul nu mai merge bine și apoi mor pentru că e vina jocului, ok? Ați văzut că eu eram în poziția perfectă de a merge și chiar am fost surprins de faptul că am trecut de spirala aia fără să mi se rupă vreo mână sau vreun copil, mă înțelegi? Dar fii antenă că data asta o să mi se rupă picioarele și o să mor pe asta. Surprinzător nou. Ok, și ce poate e nevoie de frână? Oh, asta parcă a mers. Ok, acum trebuie să ne ducem mai în partea asta. Oh, du-te în gâtul mătii, ok? Oh my fucking God. Dintr-o dată îmi dau seama de ce Dumnezeule mare am pierdut 17 minute în episodul trecut pe această hartă și n-am reușit să facem nimic. Fii antenă aici a skill. Trebuie să tăcesc din gură, ok? N-ați văzut nimic, absolut nimic. Totul a fost un vis, oameni buni, totul a fost un vis complet și vă plac de asemenea roțile care sunt un pic ovale, probabil. Și poate acest episod. Și dacă vă place, puteți foarte ușor să apăsați un buton de la cu mânuță pentru că am nevoie de donație de degete. Ok, acum e momentul când să băgăm frână, intrăm ușor aici, după care... Foarte ușor ne ducem așa. Wait, what the fuck? Dude, mi-am luat zborul cu bicicleta aia și am dat cu capul de partea stânga a tubului. De ce, Dumnezeule mare, mi-am luat zborul? Nu e de minune. Nu e de mirare. Asta voiam să spun, numai că sunt prost, știți voi. Și uneori încărc cuvintele. Da, nu e de mirare.
Credeai că o să mă lovești, fraier, ha? Fuck you, dude. Bun, aparent picioarele copilului sunt un pic cam descentrate. Fii antenă ce trebuie să faci, da? Mergea! Ok. Atâta timp cât există lucruri frumoase în lume, nu mă voi descuraja. Dar dacă nu reușesc tura asta, gata, nu mai încerc, frate. Harta asta e ca lumea, dar e prost făcută, ok? În niciun caz harta asta nu e bine făcută, pentru că dacă mergi prin tubul ăla și dintr-o dată mori, fără să faci nici o mișcare, atunci nu e o hartă bine făcută. Bun, o să dăm viteză pe aici. Ia uite, vezi, am pierdut copilul. Poate copilul ăla putea să facă multe chestii pentru omenire. Fii antenă, da? Luăm așa și acum ceva de genul ăsta și nu mai văd nimic. Frână! Trăg eu frână, nici măcar nu știu. Am supraviețuit? Yes, nu știu, e ceva albastru acolo, așa, dar mi-e frică să calc pe el. Bun, boss! Cine e boss de boss? Bosalău de bosalău cu 2 de S în loc de S. Oh, shit, fuck. Oh, God, asta e complicat. Și cred că e vina... De fapt, cred că e mai bine că am venit pe aici. Și cred că e vina... Nu cred. Oh, my God. Oh, God, te rog, nu. Yes! Oh! De asemenea, am niște sânge la picior, dar e ok, adică sunt sigur că nu e a meu și sunt sigur că nu are vreo boală. Bo, fuck! Bun, lasă că checkpoint-ul e fix aici, boss. Fii antenă, da. No, n-a fost aici problemă data trecută, deși să știți că am ajuns mult mai ușor în partea asta decât am făcut-o data trecută. Ce Dumnezeule mare! Chestia aia a picat, chestia aia nu trebuia să pice. Chestia aia data trecută n-a picat. Asta nu e foarte... Mamă, capul meu! Știi ce e ok, frate? Măcar îți resetează viața, practic, și copilul. Ok. Cum am făcut aici data trecută? Am mers pe dreapta, nu-i așa? Până la ultima de asta, după care am mers... Așa, după care... Ok. Rambo mod! Wait, what the f... Ah! What?! Dude, țineam înainte și nu voia să plece și deodată s-a rupt aia. Oh, God, nu e de mirare. Nu e de mirare că am pierdut atâta timp data trecută. Ok, viteză maximă! Te rog să nu se rupă nimic și nu s-a rupt. Și yes, frână, ușor. Ușor, Roger, ușor. Ok, aici și ai un fel de chestie pe care trebuie să mergi. Știi ce? O să mergem așa ușor. Uite, ce zici de asta? Fuck you, Roger! Eu o să fac ce vreau eu. Bun, și am luat și checkpoint-ul de aici. Bun, acum există o mică mare problemă, pentru că aici și ne-am blocat data trecută și cred că nici acum nu o să trecem. Fii antenă, viteză. După care, cumva... Oh! Wait, se poate să întoarcem tricicleta, numai că problema e că e prea multă viteză aici. O întoarcem așa. Oh, te rog, checkpoint! Nu pot să cred că... Oh, fuck! Chestia le-am uitat că pică. Te rog să fie checkpoint acolo. Oh, my God, nu e... Ok, frână aici. Shit, prea multă frână și am luat-o strâm și am lovit alea, ok. Frână aici. Jesus, ok, știi ce? Nici nu o să mai pun frână. Bun, de viteză, așa, întoarcem camera și... Wow, ok, eu chiar cred că avem nevoie de frână acolo, ok? Frână. Frate, de jur, apăs space pentru o miliardime de secundă și tot e prea multă frână. Wait, cum apăs să... Da, am căzut pe lângă. Bun, frână și iar am lovit alea. Bă, deci e incredibil, ok? Dacă nu pui nicio frână, te duci prea departe. Dacă ai apăsat, poate trebuie să apeși odată și simplu și... Întoarce cameră, stup... Oh, God, nu știu ce am făcut, dar am reușit. Ok, suntem foarte departe, oameni... Uaa! N-am știut că alea erau bombe. Ok, alea nu arătau ca bombe, erau niște chestii bombate, am zis că poate nu sunt bombe, dar erau bombe și n-am avut destulă viteză. Băi, e nevoie de viteză, dar cred că trebuie să vii cumva ceva de genul ăsta, uite, ai văzut? Ai văzut ce am făcut? Ok, am sărit, oh, bomba, ok. Jesus, what the fuck, ăla s-a transformat într-o bilă gigantică. Uite, astea au bombă! Oh my God, chestia aia se rotește și pic în vid, dude. Oh my God, ok, cred că știu care e ideea. Ok, cred că știu care e ideea din spatele chestiei astea, da? Trebuie să... Am trecut pe lângă! Aia a fost pe lângă. Ok, trebuie să vii așa și să te duci puțin în stânga, nu neapărat să pui frână. A, prea mult în stânga și am lovit cercul. Trebuie să te duci așa puțin în stânga ca să nimerești chestia neagră. Oh, ok.
Bun, puțin în stânga, am zis puțin în stânga, dar a fost prea mult în stânga, după care am dat puțin dreapta și a fost prea mult dreapta. Ok, acum e perfect, fii antenă, da? Ok, am căzut aici. Tu zgâtul gâtului, măti! Ok, nu e posibil așa ceva, oameni buni. Bun, am căzut aici, alea. Oh, ok, bun, trebuie să fiu foarte atent cu astea. Problema e aici, ok? Problema e aici, pentru că te cupă lângă. Ok, 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 acum. Dă-i pe cealaltă parte, yes, 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 yes. Checkpoint, te rog eu. Te rog eu, dă-mi un checkpoint. Te rog eu, what the fuck? Te rog eu, dă-mi un checkpoint. Oh, nu, alea o să mă împingă dacă mă apropii pe tare de ele. Yes, ăla a fost un checkpoint, dude. Harta asta e gigantică. Te rog, spune-mi că ăla a fost un checkpoint. Cred că a fost un checkpoint. Cred că îmi trebuia mai multă viteză aici. Oh, no. Te rog să fie checkpoint. Yes, era un checkpoint, boys, bun. Am ajuns mai departe decât orice om a ajuns vreodată și să știți că a fost mult mai rapid decât data trecută, acum că știu harta și mi-am cam intrat în mână la joculețul ăsta, oameni buni. Bun, aici am trebuit viteză mare, cel mai probabil, ca să sar pe chestia asta. Asta a fost șmecher. Ok, stai să întoarcem. Bun, de asemenea mi-am cam dat... Frână și dreapta, ok. Mi-am cam dat seama din câte ați putut vedea cum se... Mamă ce țeapă! Mamă! Mamă ce țeapă! Ok, nu o să mergem pe ăla, ăla pică. Oh my fucking god, nu pot să cred că n-am reușit să... Dar ce e negreala aceea din dreapta? Ați văzut-o? Ok, uite, ăsta nu pică, ăsta n-are nimica. Bun, aici e destul de simplu, trebuie să... Băi, deci nu pot să cred așa ceva. Deci jucul ăsta e inuman. Mă întreb dacă asta e solidă. Așa, asta e solidă. Bun, aia din mijloc nu e solidă. Și tu, ca să fraierească fraierul care crede că aia din mijloc e solidă și se duce prima dată pe aia. Care ăla sunt eu. Băi, să-mi bat piciorul! Deci, nu puteam să percep ce distanță e. M-am dus ca bou în vid să-mi bat piciorul, ok. Frână, ok. O luăm încet, oameni buni, cu frână, cu deastea, ok. Cascadorii, chestii, bun. O luăm așa. Checkpoint, yes. Ok, ce Dumnezeule mare e aici? Trebuie să ocolesc asta pur și simplu. Oh, fuck. Oh. Te rog, nu! Oh my god! De ce Dumnezeule mare vrei de la viața mea? Ok, ce Dumnezeule mare te aștept să fac aici? Vrei să ce? Să mă învârt ca un handicapat? Să mă rog la Dumnezeu să nu mor când ajung? Oh, shit, asta a funcționat. Stai că aia de checkpoint acolo, te rog. Vreau să ating aia de checkpoint. Bun, și acum ce? A, încoace. Uite, și acolo e o de-aia de checkpoint care salvează progresul. Yes. Bun. Du-te, boss. Du-te. Unde ajunge? Oh, nice. Bun. Trebuie să alegem un tub prin care să mergem. Ăla negru e închis. What the f- Wait, what? Astea sunt închise. Oh, stai că e iarbă aici. Oh, și nu putem să vedem nimic. Oh, am înțeles. Oh. Uh-oh. Bun, vreau să văd ce e acolo. Oh, asta e finish-ul. Finish-ul e pe undeva pe acolo, oameni buni, nu pot să cred că dacă reușim chestia asta o să-mi donez toate ficatele la săraci. Ca să mănânce și ei. Bun. Cred că asta e finalul. Cred că asta e ultima rută, cursă. Te rog să nu mori. Yes! Wait, what the fuck? Am sărit prea tare! Oh, nu, linia de finish era fix acolo, dude. Asta e destul de greu. Știi ce? Dacă aș face, uite, asta. Oh, asta nu cred că e o idee bună. Asta nu cred că e deloc o idee bună. Bun, poate trebuie să pui frână acolo pe final. Am înțeles. E totul din încercare și eroare, oameni buni. Și cred că vom pune capăt acestui minunat episod după ce reușim să câștigăm pe harta asta care a fost incredibil de complicată. Cred că acum e momentul să E ok, copilul este inutil oricum. Cred că este momentul să punem frână... Bă, ce aiurea e să îmi bat piciorul, deci trebuie să vii la fix pe steaua aia și cu niște frână înainte. What the fuck? Nu mai reușeam să dau cu broata din față în jos. Bun. Bun. Păi am cam înțeles ideea. Bun. Da, ok. Las că am scăpat de o greutate nenecesară. De ce? Ok, care e problema ta? Dude, ai făcut chestia de 3 ori la rând și n-ai pățit nimic. Și acum dintr-o dată... Aha! Ia de zice aterizare frumoasă am făcut acum, cu roațile, la, perfect paralele cu pământul. Bun. Bun, uite, acum e problema. Ok, punem o frână aici. Ok. What the fuck, dude? Ok, o frână.
Bă, deci eu nu înțeleg. Bă, să-mi bat piciorul în el de joc dacă mai înțeleg eu ceva, frate. Deci totul era bine și frumos și dintr-o dată n-a mai fost bine și frumos și toată lumea a suferit o moarte tragică. De ce? Ok. Bun, ăsta e momentul să punem frână. Mă întreb ce se întâmplă dacă pui frână multă, multă de tot. Oh, God, te rog, nu. Oh, God, cred că am pierdut control. Oh, God, am pierdut tot controlul pe care l-aveam eu la un moment dat și acum sunt mort. Bă, deci e incredibil. Ok, o să dăm cu asta, uite așa, ca să cădem, uite așa, perfect. Bun, da, ce voiam să fac, uite, să... Ha, oh God, am început să cădem în jos. Normal că jos, că doar nu pot să cazi în sus, dar ideea e următoarea, că eram pe vârful spiralei și am oprit bicicleta și am început să cădem jos pentru că așa funcționa. Hei, asta nu e corect, nici măcar n-am pus frână, what the fuck? Ultima încercare, oameni buni. Dacă nu o să ne iasă, eu o să zic că am făcut tot ce am putut ca să ajungem aici, dar din păcate soarta spune că această hartă este bulangioaică și nu ne lasă să facem ce vrem, ok? Fii antenă, totul merge bine. Cred că dacă copilul ăla e mort, ok, I'm fucking Alt F4.